Salutare, dragi prieteni, ghici ciupercăcei, coprinopsis picacea, o ciupercuță total necomestibilă, care arată foarte, foarte interesant, o ciupercuță care atunci când moare se lichefiază, vedeți deja totul scârboșenie acolo, asta e săptămâna din ciupercă asta, asta e ciupercuța de astăzi. Să știți că nu este comestibilă, varianta cu alb și cu negru pe dedesubt, la care are total alb, aia e comestibilă, dar o păstrăm pentru un alt episod. Deocamdată o să admirăm puțin ciupercuța asta. Se întâlnește în pădurile de foioase, mai rar în conifere și de obicei solitară, nu și de data aceasta. Să vedeți cam mărime, cam cât e, destul de mărișoară. Și să-i vedem piciorușul, un țânțar, l-am răpus. Cam așa arată pe dedesubt, lamelele subțirele și piciorul fragil, gol în interior. Cam așa, cam asta e cipercuța. Prieteni, sper că v-a plăcut episodul de astăzi, dacă vă place, nu... Dacă v-a plăcut, nu ezitați să lăsați un like, că mă ajută destul de mult și, bineînțeles, share-ul, care ajută și mai mult. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, dați și un subscribe dacă vreți să mai vedeți filme cu ciupercuțe și prin natură. Vă mai aștept cu mare, mare drag pe canalul meu. Ciao, v-am lăsat!